Dragi părinți, auziți tot mai frecvent termenul de sigilare dentară, referitor la o metodă de tratament a dinților copiilor dumneavoastră, iar astăzi am decis să lămurim câteva aspecte referitor la acest subiect. Ce este sigilarea dentară? Sigilarea dentară reprezintă un tratament simplu aplicat măselelor, adică molarilor, pentru a le proteja împotriva cariilor. Care sunt dinții ce necesită sigilare? Prioritari sunt dinții definitivi, dar este bine și ca dinții de lapte să beneficieze de acest tratament pentru o protecție suplimentară. În ambele cazuri este vorba despre măsele. Ideal este ca sigilarea să se efectueze imediat după erupția dinților, adică în jurul vârstei de 3-4 ani pentru dinții de lapte, 5-6 ani pentru primele măsele definitive și undeva în jurul vârstei de 11-12 ani pentru următoarele măsele definitive. Probabil vă întrebați care este importanța acestei manopere. Ei bine, tratamentul este important deoarece atunci când erup, dinții nu sunt suficient de puternici pentru a se putea apăra de bacteriile care duc la apariția cariilor, acestea fiind deja prezente în cavitatea orală, mai ales că dinții prezintă unele zone ce nu pot fi curățate prin periajul dentar respectiv, fosete, fisuri și șanțe. Tratamentul, respectiv sigilarea, este unul simplu și extrem de prietenos cu micul pacient și constă în periajul dinterului respectiv și aplicarea materialului de sigilare. Materialul pe care îl folosim la sigilare este unul foarte asemănător cu cel pe care îl folosim la plombițe, dar în plus acesta eliberează fluor, care favorizează mineralizarea dintelui și astfel întărirea lui. Este important ca părintele să rețină că odată cu înlocuirea dinților de lapte din față, adică a incisivilor, apar și primele măsele definitive care trebuie sigilate. Următoarele măsele care trebuie sigilate apar undeva în jurul vârstei de 12 ani și sunt în număr de 4. După manopera de sigilare, copilul trebuie să se abțină să mănânce aproximativ o oră, pentru că materialul continuă să se întărească în acest timp. După o perioadă, materialul poate dispărea în totalitate sau poate avea minusuri care necesită completări sau chiar înlocuiri. Iar ideea de bază ce trebuie reținută este aceea că prevenția apariției cariilor este cel mai bun și sigur tratament. Așadar, sigilarea este un tratament ce trebuie efectuat.